Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit la un nou videoclip din industria alimentară. De data aceasta vom vorbi despre cum influențează mâncarea nivelul glicemiei. Proteinele, grăsimile și carbohidrații sunt surse de energie din alimentația noastră. Consumul zilnic aceste trei substanțe nutritive principale în diferite compoziții ale propriei alimentații. Consumarea alimentelor care conțin carbohidrați crește nivelul glicemiei din sânge, prin eliberarea hormonului insuline. Persoane fără tulburări de metabolism pot menține mai bine echilibrul glicemiei din sânge decât diabetici. Din cauza carenței de insulină după masă, care conțin carbohidrați, nivelul glicemiei din sânge crește neturit de mult și scade din nou foarte încet. Dar pentru o zi obișnuită acest lucru nu înseamnă că nu se pot consuma carbohidrați deloc și că aceștia vor fi împărțiți pe parcursul zilei și se vor mânca pe alese. Nu degeaba recomandă asociațiile specializate în diabet un raport de carbohidrați de aproximativ 50% la cota parte de energie. În alimentația diabeticilor este la fel de ridicată ca în cazul persoanelor sănătoase. Dacă v-a plăcut acest videoclip, știți ce aveți de făcut. Eu sunt domnul Radu, vă salut și ne vedem data viitoare.